Pentru tipărirea buletinelor de vot au prezentat oferte un număr de 6 tipografii. A fost declarată oferta câștigătoare lansată de o asociație compusă din două firme, una din Bacău și una din Neamț. Luni, 12 noiembrie, este termenul limită de depunere a contestațiilor, iar de marți, 13 noiembrie, se poate încheia contractul de achiziție. Noi vom tipări buletinele de vot în cele două județe. Paza va fi asigurată de Ministerul Administrației și Internelor prin structurile de jandarmi din cele două județe, iar Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava va asigura doar transportul către județul Suceava. După cum am spus, în data de 7 noiembrie, practic, rămân candidaturile definitive și, sigur, etapa următoare, machetarea, ceea ce înseamnă data de 16 noiembrie, este atributul firmei câștigătoare și vor prezenta în data de 17 noiembrie machetele la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană, după care imediat se poate trece la tipărirea buletinelor de vot. Distribuirea buletinelor de vot se va face cel mai probabil de la instituția prefectului, județul Suceava, a mai spus prefectul Sinescu. El a precizat că și primarii au fost avertizați asupra procedurilor ce trebuie respectate privind stabilirea locurilor de afișaj. Am pus la dispoziția lor toate materialele necesare pentru realizarea acestor locuri speciale de afișaj. Am solicitat totodată ca acestea să fie în locuri ferite de intemperii și să existe aceste locuri în fiecare unitate, deci în fiecare sat, pentru a nu avea probleme legate de afișajul electoral. Totodată am comunicat primarilor o adresă legată de modul prin care au dreptul să autorizeze montarea bannerelor, deci este vorba despre legea 50/1991, care prevede foarte clar că este vorba despre un certificat de urbanism. Este o documentație care trebuie solicitată, bineînțeles este necesar acordul proprietarului. Potrivit prefectului Sinescu, începând cu 9 noiembrie, poliția și jandarmii vor monitoriza toate spațiile de afișaj, astfel încât să nu existe distrugeri de material electoral. Până în prezent s-a anunțat că vor să se implice în activitatea electorală 1504 persoane. Dintre acestea vor fi 6 magistrați, 173 de juriști și 1325 de persoane care au o reputație bună în localitățile unde vor activa în secțiile de votare. Conform listelor permanente, sunt așteptați la urne în județul Suceava un număr de 575.959 de alegători dintr-un total de 730.098 de persoane.